mai puțin. Au auzit să-mi spuneți dacă nu se aude ceva ce zic. Da, tu nu te mișca, a început înregistrarea. Bună, Cristina, bună solicitantei noastre, Roxan. Bună. Roxana, citești punctele și încerci să nu te miști ca să nu apară distorsiuni de sunet. Ok. Deci, unul. Am furat aur de la tatăl meu în adolescență, m-a pus să jur cu mâna pe Biblie, m-a blestemat. Tot în adolescență, după mare dezamăgire în dragoste, mi-amintesc că am plecat de la discotecă și eram pe un pod singură și foarte, foarte supărată. M-am jurat că dacă mă mai îndrăgostesc vreodată, să mă ia... Așa, puncte, puncte. Vreau să anulez. Necurat. Da. Să anulez toate acestea. Tot în acea perioadă, în general, în toată viața mea, am avut o relație foarte proastă cu părinții mei, în special cu tatăl, care, a cărei iubire n-am simțit-o niciodată. Și în jur de 17 ani am luat pastile pentru sinucidere. M-a salvat mama. 2. Am 3 avorturi pentru care nu m-am iertat nici acum și o pierdere de sarcină. Vreau să știu de ce am pierdut-o și ce s-a întâmplat cu celelalte 3. Îmi cer iertare. 3. Întreb partea mea subliminală ce să fac pentru a scăpa de petre de melasmă de pe față. În urma unei discuții aprinse cu soțul, cu fostul meu soț, eu nu i-am recunoscut anumite lucruri. El, bănuit că îl mint, m-a blestemat să se aleagă praful de frumusețea mea. Bineînțeles că nu am crezut că are vreo putere acel blestem, însă din acel moment și în urma unor tratamente dermatologice, m-am ales cu petre de melasmă pe față, iar orice am făcut în acești ultimi 3-4 ani în acest sens, prin intermediul medicilor, în loc să mă ajute, mai rău mi l-a accentuat și chiar s-au extins și în alte zone. Ulterior, mi-am cerut iertare de la el, dar nu s-a schimbat nimic, doresc anularea lor. 4. Acum câțiva ani, în timpul unei ședințe în care mi se puneau gene false, am adormit și am început să levitez. Pur și simplu m-am văzut, urcând din ce în ce mai sus, îmi vedeam cu corpul jos, auzeam o voce care spunea, vino la mine, Roxana, eu cât pe ce să zic, da, după care am spus, nu pentru că am o fetiță. Diana. Și în momentul acela în care am zis nu, am coborât și m-am trezit. Vreau să știu cine a fost acea voce care mă chema. 5. La începutul lunii martie am primit un bilet în curte pe care nu l-am băgat în seamă. Însă la sfârșitul lunii martie când am avut bilet pentru a pleca în America. Ceva s-a întâmplat și la escală mi-a fost anulată viza pentru America. Iar de atunci stau acasă. Vreau să știu cine mi-a făcut acel bilet, dacă a fost soția nașului Daniela sau preotul Nicolae. Și dacă sunt farmecul, de asemenea, de când sunt mică, tot i s-a spus mamei că soacra ei a făcut farmece la nuntă, ei apărând o broască cu sută la gură coață, care au picat și pe mine. Așa i s-a spus mamei, așa ne-au spus multe persoane. La însemnând preoții sau orbi clar văzători diversi. 6. La câțiva ani de la căsătorie am început să mă simt din ce în ce mai nefericită lângă soacra de atunci, și neavând curaj să divorțez, mi-am dorit în repetate rânduri, odată chiar de ziua mea, să mor de cancer la sân. Ulterior, mi-au apărut noduri și chisturi la sân pe care i-am și acum. Doresc anularea acelor rânduri. 7. Nu înțeleg din ce motiv nu m-am realizat profesional. Am făcut prima facultate la 20 de ani de petrol și gaze, pe care am urât-o, însă nu mi s-a permis să renunț la ea, fiind șantajată emoțional de mama și de unchiul meu. După aceea, când am finalizat inginer, am continuat studiile. Am făcut a doua facultate de contabilitate, apoi a treia facultate de informatică și o școală sanitară. La un moment dat am încercat să intru la medicină, nu am reușit. Toate aceste 3 facultăți și o sanitară, câțiva ani, ultimii ani acum, am lucrat într-un domeniu care nu are nimic de a face cu studiile mele. Iar acum mă găsesc la 31 de ani, că stau acasă și nu știu ce vreau de la viață, nu știu ce meserie mi s-ar potrivi. Mă întreb dacă să mai încerc să intru la medicină sau nu. Care este vocația mea, misiunea mea, scopul acestei reîncarnări? 8. De la începutul anului am urmat niște ritualuri recomandate de un medium, care spune că primești informații de la spiritul lui HD. Vreau să știu dacă este adevărat sau nu și dacă m-a ajutat în vreun fel sau mi-a făcut rău. 9. O altă persoană, la începutul anului, a încercat să mă hipnotizeze, însă n-a reușit. A spus că vede lângă mine niște entități care nu mă lasă și îi dau sentimentul că îi sunt antipatică. La fel, o prietenă de-a mea a văzut 3 entități în casa mea, să știu dacă sunt acelea, și curățarea casei din Ploiești. Legat tot de acestea,
Mică, aveam frecvent vise că cineva mă împinge în spate și la eclipsa din 98 sau 99, mai țin minte în ce an, m-am simțit blocată în timpul adormirii și am simțit că cineva îmi respiră în ceafă. 10. Nu reușesc să accept moartea mamei mele de acum 4 ani. Ea fiind pe patul de moarte inconștientă în comă, i-am spus că îi preiau toate păcate. Vreau să știu dacă m-a iertat și dacă are vreun mesaj pentru mine. Atât. 11. Cinematograf cu arbele general. Cinematograf, nu-l mai citi, Roxana, pentru că am renunțat la cinematograf. Nu mai chemăm părțile subliminale, că sunt cu entități pe ele necurățate. Vin la sfârșit când tu vei fi, sufletul tău e curățat, și atunci riscăm să sară entitățile. Deci o să transmitem informația din sesiune tuturor celor pe care tu i-ai enumerat acolo, da? Da, și arborele genealogic și care este numele meu astral și de unde viu, de unde vin. De blocarea canalului abundenței benefice, de blocarea și activarea chakrelor, reunificare spirit, suflet, conștiință, tăierea tuturor stingurilor de karma și a legăturilor nebenefice, a conexiunilor făcute cu ocazia inițierilor la diferite cursuri și nebenefice, a tuturor legăturilor obținute în urma slujbelor cu sfintele taine, anularea atașamentelor, blocajelor, să rămână doar ce este spre binele meu cel mai înalt. Și mai am probleme de sănătate, azm, declanșat în jur de 30 ceva de ani, stafilococ aurit din naștere și ovar stâng micropolichistic. Ok, asta e tot? Da. Ok, subliniez că... Mai vroiai? Nu, din eu puncte... Nu. Eu nu. Din puncte, din aceste puncte, deci ne desfășurăm sesiunea, standardul sesiunilor noastre de curățare, asta e obiectivul principal, iar apoi din puncte atingem ceea ce reușim, da? Ok. Acum închid... În ora de la 10. De la 10 știu. Închide microfonul, Roxana. Gata. Ok. Încep inducția? Da. 10. 9. 8. 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Acum voi număra de la 1 la 3. Iar tu, Cristina, cauți partea subliminală a solicitantei noastre. 1, 2, 3. Da. Este aici cu noi, deci nu trebuie să ne mai mirăm de cine au fost făcute conexiunile ZOB și am început cu 20 de minute mai târziu sesiunea. Așa, deja făcuse încurățări. Primul lucru pe care îl fac este să curăț din nou toate conexiunile și device-urile. Pentru că este un păianjeniș roșu. Pe toate, roșu negriu. Bun, să ard aceste energii. Așa. Identific partea subliminală. Ea este. Deci cerem voie să lucrăm cu ea și pentru ea, spune că desigur. Deci este, simt că totuși în pofida celor pe care le are pe ea și nu-s puține, o să descriu imediat, cum să spun, cred că colaborează. Pentru că a venit mai devreme și deja am văzut niște chestii din timpul inducției și înainte. Așa. Partea subliminală arată așa. Deci, în primul rând, este întinsă de mâini. Este trasă între două entități ca și cum ar fi să ar vrea, ar dori și să despice corpul energetic în două. Da. Deci aici primele, ultimele trei chakre sunt întinse, sunt aproape liniare. Da. Așa.
vede în afară, la trei degete înăuntru sunt circulare cum trebuie. Uh-huh. Așa. Are în spate, deci o hologramă a primului om. Asta am văzut de la intrarea în inducție. Se înfățișează astfel, este ca o fantomă cu halourile de la ochi aici, cu două vortexuri și conturul este negru și lumina este lumină ca la becă înăuntru. Uh-huh. Așa. Este, cum să spun, ca și cum ar fi cu pântecul lipit de spatele ei. Este uh-huh. în spatele ei și o ține fix de umeri când nu vrea să o scape. Da. O protejează chipurile și o îmbrățișează. Uh-huh. Așa. Începând de la chakra inimii și de la inima energetică, deci ea este în energie, efectiv. Deci are trei straturi de energie străine. Uh-huh. Energia dominantă este de culoare roșu sângeriu. Este energie draco. Acest uh-huh. draco, deci, cum să spun, este pliat, începând de la labele picioarelor. Este pliat ca o piele pe ființa ei, da? Uh-huh. Dar de la mijloc încolo se distanțează ca spre cap să stea plecat în afară, așa, știi? Uh-huh. Deci ceva îl respinge de acolo. Da, harta de acolo, aia teritoriului da, o ocupa altcineva, da? Da, o ocupă primul om. Uh-huh. Este treaba lui pe acolo, cu hologramelor lui. Așa. Iar aici, în zona genitală, știi, pentru că dracul este în partea din spate, nu din față, da. Este energia lui, deci se încalecă, știi, e uh-huh. o simbioză, așa, este iarăși o altă ființă, de data asta este demoniacă, înțelegi? Deci este într-un halo, ca într-un portal este. Așa, deci stă dreaptă, este micuță și stă cu capul așa într-o parte, ca și cum ar dormi cu urechea pe ovarul ei. Uh-huh. Așa. Cam asta este situația. Al doilea strat de energie aparține demoniacului. Toate straturile sunt până exact aici, știi, în dreptul inimii. Un pic se intersectează energiile în... Inima energetică are pus un autoimplant, ea, ca și cum s-ar proteja de tot și de toate, da? Uh-huh. Cam asta este situația. Ce grad de conștientizare are? Gradul ei de conștientizare este mare, este 14, dar uh-huh. este, problema este pe unde a umblat și ce a făcut. Adică, după cât te înțeleg, a dorit să scape de una și da. A dat în alta, cam așa da, s-a da, da. Deci din a fost, puncte mediu da. Mi-am văzut. Da, a fost, a fost dirijată din experiență în experiență, ca și cum ar fi trebuit să le treacă pe toate. Și să ia pe toți ăștia, da. Să-i încalțe. Da. Sau da. Să o încalțe toți ăștia, da? Da, da. Întreabă partea subliminală, a înțeles acum, vede în ce situație se află? Înțelege? Ea dă de numeri. Vreau să spun că am mai văzut un flash cu o vieță nouă vieță în urmă cu tot cu asta. Așa, deci sunt niște femei pe o pajiște. Așa, așa erau acolo. Asta a fost primul flash pe care l-am văzut înainte de a ateriza imaginea asta, știi, cu brațele răstignit. Apropo, cele două entități care o țin așa, sunt în simbioză cu primul om, sunt un gen de fedeleuri. Este o maică și, nu știu, îmi vine informația că e Mina. Deci două fedeleuri? Da, două fedeleuri, o maică. Da, unul tip maică. Da, și unul tip Sfântul Mina, anulez. Aha. Așa, bun. Deci, acolo, în acel ritual, regăsim pe Daniela. Lângă ea era. Uh-huh. Așa. Pe mama ei o regăsim, fetița. Este vorba de un... Daniela, nu, Roxana, zici. Clienta noastră? Sau cine e Daniela? Da, Daniela este cu biletul. Aia cu biletul, da. Da, așa.
Văd iarăși încă o străbunică, bunica, mama, înțelegi? Și în fine sunt 13 femei. Numai femei. Numai femei, păi stau în fund, cum ar veni așezate, știi? Da. Și este un altar de pietre. Da. Sunt vrăjitoare albe, ele. Aha. Ceva ca vica, similar cu vica. Da. Este un luminiș de pădure. Da. Se țin așa de umeri, știi, și îngână un ritual. Și din... mama conduce ritualul. Mama e din această... care a fost în această viață. Ea este... Preoteasă, șef. Sau cum să o numim. Da. Preoteasă, Vica. Preoteasă, da. E ca un fel de religie, da, Vica. Da. Așa, și... Deci, în afară de preoteasă, care are două fiice, pe Roxana și pe Daniela din viața asta, da. Restul sunt fete tinere, fecioare. Au legământ de castitate. Da. Daniela și cu Roxana sunt mai zburdalnice, înțelegi? Uh-huh. Până la urmă ajung să aibă relații cu tineri, deși... Mama îi atrage atenția că fecioria ei este promisă prea... Fecioria ei este promisă lunii. Așa, de cele preamăresc luna, înțelegi? Da. Și ea spune, dar nu fac nimic și spune, nici n-ar trebui să ai legături cu sexul opus. Și spune, nu te lua după sora ta, că parcă am născut-o greșit și este ușuratică, știi? Bun. Deci, până la urmă, ele încalcă legământul. Deci, prima încalcă Daniela și spune celelalte, trezindu-i curiozitatea, știi? Cum este când ai relație cu sexul opus. Da. Sunt date afară din ordin, iar mama este dată din funcție, știi? Bineînțeles că entitatea care le mănâncă de energie nu întârzie, știi, să le pedepsească. Până la urmă ajung repudiate de partea aceea de societate, știi, și au o viață mizeră. Deci sfârșesc când mama moare prima, apoi Daniela și apoi și cealaltă. Iau un... Cum se cheamă acea boală când îți scade pielea? Lepra. Lepra. Da. Le văd stând o vreme într-o... comunitate izolată. Da. Și au o moarte tragică. Deci este treaba acelei entități. Ce entitate? Acea entitate este tocmai demoniacul, înțelegi? Aha. Este demoniacul care își cerea porția de posedare, știi? Da. Adică le posedă efectiv în timpul viselor. Da. Știi? Nu vrea să aibă de-a face și cu sexul masculin. Vrea să fie numai a lui. Toate, nu da. Numai aceste două care au încheiat, au încălcat da, da, da. Jurămintele. Așa. Când moare, Roxana iese prin chakra bazală, apoi este captată într-un tub și dusă într-un univers cu minus. Este dusă în minus 2, este dusă la cele călcături moi, înțelegi? Unde plutesc cadavre și descărnați acolo. Sunt ținute și speriate, practic, ca suflete. Nu sunt puse la o anumită acțiune. Sunt ținut o vreme, întâi muiate în acea marasmă ce este acolo și apoi ținute undeva pentru penitență, știi? Da. Ca să aibă regrete. Cu vinovăția asta vin până în zilele de azi, cu sentimentul de vinovăție, de a încerca ceva interzis. Știi? Întotdeauna le va urma prin toate viețile. Și toate viețile lor de acum încolo, deci vor avea karmă comună, dar cred că asta este singura viață în care
Roxana și mama ei au avut o relație cât de cât de iubire. În rest, numai rivalitatea a fost între aceste trei ființe. Cum să spun? A fost un triunghi în care, pe rând, una dintre ele era denigrată de celelalte două, știi? Așa. E, în această viață a fost rândul Daniele să fie în afara problemei, cum ar veni. Și uniunea să fie între Roxana și mama ei. Actualmente, partea subliminală a mamei este iar dusă acolo. Este dusă și este luată de cap de o entitate, de partea energetică de aici, de la și parcă este muiată, ca și cum, știi cum Pui într-o soluție și îl ridici o mop. spălau femeile la râu înainte Da. lucruri, așa. Deci, partea subliminală este, cum să spun, zdrențuită. Și de asta, deci toate energiile astea îi se transmiteau Roxanei. Este normal că nu poate să tolereze, să înțeleagă, știi? Pentru că părțile lor subliminale, fiind legate și de karmă, tot ceea ce simte, acea parte subliminală vine în corpul emoțional al Roxanei, prin legătura lor. Așa și asta. Și una, într-adevăr, deci este ca și cum corpul energetic al mamei ar fi pe jumate curat, să spunem, da? Și corpul energetic al Roxanei a primit acele energii, amprentele energetice ale chestiilor făcute în viață, Da, așa da. cum a făcut, deci chiar s-a întâmplat. Bun. Acestea toate fiind spuse, vreau să mai adaug ceva. Deci, partea subliminală a soțului ei, peste toate astea ce a avut, așa, din când în când vine și se lipește aici. Deci, între chakra 3 și 5. Ca și cum ar pune buzele în ombilic, știi, și soarbe prană pe acolo, ca și cum ar parazita-o el. Deci, el este în legătură cu acel demoniac. Deci, faptul că sunt împreună și a fost, deci nu mai în viața asta strict, cândva, acum 20 de vieți au mai avut încarnări, pentru că este, așa este matrița, așa Da. este patternul karmelor, așa. Deci în viața asta așa trebuie să fie, știi? Să se întâlnească, să nască un copil, copilul care copil este băgat în programul lor din cauza acelei interferențe cu vrăjitoarele Vica, da? Așa? Și parcă, nu parcă, în viața asta ea este ținută în afara acestor probleme, dar din când în când trimisă și atrasă, da? Deci o atrage să intre în situații care o leagă iar de lumea asta nevăzută, de lumea magică. Bun, dacă partea subliminală a văzut asta, a văzut toate astea, da, a ridicat de numeri și spune că nu știe de unde o să o ia. Întotdeauna, deci, cum să spun, deci scapă de ceva și se bagă în altceva. Hai să o luăm întâi, Cristina, cu sentimentul ăsta de vinovăție, să vedem. Să le Da. scoată afară sau ce mai cum putem să ușurăm un pic. Vreau să spun că nu este sentimentul în sine, este un corp al vinovăției. Un corp. Deci este, arată exact ca un schelet uman, ca o proiecție a unui schelet uman în toate aceste energii amestecate, că nu știu de unde să încep. Așa, deci o să încerc să-i spun să, dacă a văzut și a văzut de unde provine sentimentul ăsta, așa, să-și pună toată puterea interioară pe care o mai are, da? Și să dea afară acest schelet. Și dacă se mai trage ceva împreună cu scheletul, are foarte multă furie strânsă, foarte multe frici sunt iarăși. Fricile, bineînțeles, îi sunt implementate. Deci sunt gânduri care nu sunt ale ei, le primește în sfera minții ei, le percepe la mod subliminal și acestea se traduc în frici în corpul emoțional. Deci și Așa. astea, tot să scoată afară, Da. tot ce emoție de negativă, nu? Da, deci atras, trage prin partea din față, știi, prin acele energii, trage de acel schelet,
Așa și acest schelet se lungește, se întinde și devine ca un vortex, știi, exact la buric, la umbilic acolo și parcă este trasă energia înapoi din mâinile energetice și încearcă să se formeze la loc. Și am spus, spune nu vinovăție aici, nu. Spune că toată această vinovăție nu a fost a ta. Spune acum, afirmă lucrul ăsta. A făcut, uite, s-a desprins, s-a rupt chestia prelungire, știi, care era ca un vortex. În sfârșit a putut să scoată acest schelet. L-a scos în față, i-am spus, privește-l cu atenție. Și citește amprenta energetică și să vezi că toată această practică asta este o autocreație. De asta mergi scoasă printre entități. Zic, uite, asta ai purtat cu tine, zic, ca o greutate în corpul tău energetic atâția ani de zile, da? Mai exact 1800 de ani a purtat cu ea. Așa. 1800 de ani terestri. A purtat cu ea toată această vinovăție ca un schelet care o sufoca, care o strângea pe dinăuntru. Energia se ducea în sus în chakra gâtului și de acolo cobora, știi, în afară. Se revărsa și se simțea ca sugrumată, ca strânsă într-un corset, ca strânsă de gât, ca strânsă de partea asta de maxilare, blocată. Da. Așa, deci era o energie de semiparalizie. Efectiv. Bun. Îi spun să ardă. Să ardă acest lucru. Nu poate să-l ardă pentru că este blocată de energiile lor. Nu-i nimic. Îi spun să-l pun într-un recipient acolo. Deocamdată. Așa. Nu putem scoate sentimente să le ardă Eleonora pentru că ele sunt foarte bine prinse și tot ceea ce a reușit a fost autocurățarea asta. Dar sunt energiile entităților. Trebuie să umplăm întâi la entitățile astea. Ok, tu apreciezi că tu vezi situația. Da, eu spun să mergem în acea viață cu 20 de vieți în urmă, în care ea a primit inițierea Vika, prin ritual de la mama ei. Deci are vârsta de 12 ani și 7 luni și a avut primul ciclu menstrual. Deci se consideră că ea nu mai este un copil, de acum înainte este o domnișoară, o tânără fecioară și a venit momentul să se inițieze. Ea a fost crescută în acest cult. Deci mama a făcut acest copil, dar a fugit din viața lumească. A stat numai atât până a găsit bărbatul potrivit. După, așa, vreau să spun că mama mai înainte a stat circa 3 ani cu tatăl din acea viață și a mai fost însărcinată de 2 ori cu băieți. Unul din copii l-a avortat în lună mare, așa, pentru că i s-au arătat prioritatea că va fi băiat și nu folosea. Știi, înțelegi ce vreau. Da. Nu nu putea fi folosit în continuarea acestui. Da. Așa, iar cel de-al doilea băiețel sugruma după ce îl naște. Gândește-te ce a primit Roxana prin pactul inconștient care l-a făcut vrând din iubire, știi, să-i ușureze karma mamei. Karma mamei, da, ce a primit. Așa. Zgrele pe aici situațiile, zgrele, așa niște karme au întortocheate, în fine. Deci să meargă în acel, mergem exact înainte de acel moment. Da. Totul este pregătit, ea are o rochie albă din ei, foarte frumoasă, are părul lung și ondulat, este blondin, este tare drăgălașă și are niște ochi mari albaștri și are o cunună de flori și că a fost crescut în felul ăsta, se bucură nespus. Da. Este foarte fericită. Exact înainte suntem într-o cameră în care ea este o casă în pădure aici. Ele trăiesc în pădure deja, izolate de lume. Da. Așa, fac tot fel de ritualuri după fazele lunii, luna este. Și spun în acea viață,
Spun, nu face acest pact, pentru că uite ce, ce ce va, urmează da, ce în va viitor. atrage după sine. Spun, nu face acest pact. Ce Și faci? spune, dar mă obligă mama, știi? Și zicând că nu ai învățat ce se poate întâmpla, deci partea subliminală de acolo, Da. din viața aceea, este cu grad mult mai jos, are 8. Așa că o să cer practic. Deci este una și aceeași, dar sunt proiecții diferite. Sunt fațete ale unei singure părți subliminale. Deci nu este scindată. Da. Așa. O să închețăm scena aici și împingem un pic mai înainte acțiunea în Da. momentul când ea îngenunchează și îi se dă o băutură și atingerea focului. Cum să spun? Deci mama ia cu un căuș cu coadă lungă și ca un ibricuț așa, Da. un cărbune din foc și are o arsură. Îi face o arsură prin corp, urmează, știi? Am uitat mai înainte. Deci ea va fi marcată toată acea viață de pecetea acelei entități. Asta e pecetea că ea aparține entității prin foc. Bun. Când apare acea entitate, când suntem acum, Da. se spune a entității că anulează aici și acum orice contract ar fi făcut în orice linie temporală, adevărată sau falsă, din trecut, prezent și viitor. Și vrea contractul aici unde este, acum. Și pentru totdeauna contractul să fie complet cu toate punctele și subpunctele. De aceea Ce se deci întâmplă? vorbesc și cu partea subliminală, știi, și vă spun și vouă. Da. Și m-a întrebat de ce să îi scoate toată. Am vrut să spun că se scoate toate implanturile și energiile pe care le are odată cu Da. contractul și m-a întrebat din ce cauză să le scoate. Ca să mă pot elibera, să-mi pot curăța emoțiile și a zis de aceea, știi? Da. Dar nu mi-am dat seama, știi, că deci vorbesc mental cu partea subliminală și cu gura cu voi, Da, da, da. înțelegi? Da. Adică cu tine. Da. Și îți transmit ce se întâmplă aici și Da. câteodată să mai scăp câte un cuvânt, deci să nu te miri. Înțeleg. Da, așa, bun. I-a dus contractul, surprinzător, entitatea a lăsat capul în jos. Nu-mi vine să Măi cred. Să fie. Da. Dacă ia să blocheze eu cu energie, să pavez peste tot și să-l pun și pe el acolo într-un clopot clopoțel, pentru că ăsta a deschis canale, dar a deschis canale și schema legiunile peste noi, numai că legiunile o să stea la locul lor de data asta. Deci niciodată o ființă demoniacă nu operează singur, da? Deci poate este unul în legătură, poate sunt doi sau câți ori fi în legătură cu ființa, dar întotdeauna, cum să spuneau, sute de ajutoare, de până rând de la micuțe. Că deci ei lucrează în care, turmă. Da, care fac viața patină la om. Da. Începând de la a te încurca până la a-ți muta lucrurile prin casă, să nu le mai găsești și scadă tot timpul vibrația. În momentul când un corp este ocupat de un demoniac, evenimentele se întâmplă în șir, în case. Deci sunt multiple și da. Vizibile. Bun. S-a cam supărat acum, știi, s-a cam întristat. I-am spus, poate subliminal, zic, tu recunoști ca această ființă, ca o ființă demnă să facă parte din sfera ta energetică și spune acum nu. Bine, a dat contract. Da, da contractul și mă întreabă ce să facă, spun să-l ardă, bineînțeles, bucățele și toate acele implanturi și energii, toate să le ardă. Să pună ființa demoniacă, știi, într-un portal cu sens unic și să plecăm. Zic, vreau să precizez că aici ștergem o parte din contract ca să putem îndepărta o entitate, să ușurăm partea subliminală, da. Să putem lucrăm cu ea. Da. Asta nu înseamnă că o să ne oprim aici și nu o să ștergem tot. Deci da. Explic acțiunile pentru că ca înțeleg să și înțeleagă, alții. Da.
Înțeleg și alții care văd sesiunile și să se înțeleagă ce anume ne desfășurăm. Pentru că noi folosim termen, facem acțiuni care sunt câteodată pentru cei avansați care știu deja. Da. Și cine vine nou, știi, să venim în întâmpinare cumva. Da, da, da. Să încerce să înțeleagă. Mai precizăm că demoniacii arată câteodată ca niște glugi, ca niște umbre, câteodată au ochii roșii, câteodată nu au ochi deloc. Așa, de obicei arată ca o partea de sus sau un nemantic cu glugă, cu sau fără față, iar în partea de jos sau o zdrențe și zboară. Așa, așa se, deci ei nu au parte subliminală, au numai conștiință și spirit. Atât. Și stau între planul 3 și 4, undeva între 3,4, pe acolo au ei sediul. Și vin în lumea noastră numai invitați de părțile subliminale, posedând corpuri și părți subliminale, pentru că altfel nu au acces. Ei nu au cum să locuiască pe Terra și, în general, entitățile nu au cum, dacă noi invităm noi pe baza unor contracte. Anulează orice energie a ceea ce am zis. Așa. Bun, deci suntem gata, s-a închis portalul. Este mult mai ușurată partea subliminală. O să venim înapoi. Așa și... O să încercăm să scoatem emoțiile alea, nu? Da. Entitățile, cele două, Mina și... Pedeleuri. Da, Mina și cu Precesta, știi, i-au lăsat mâinile între timp. Aha. Am mai avut timp să spun și s-au grupat în spatele hologramei. Cristina, o mică paranteză. Nu știu dacă poți acum să vezi, că nu vreau să te încurc, numai dacă vezi. Mina, având aici pe Mina, știi că Mina este la noi considerat că e... Păcătorul de minuni. Da, da, dar cel care găsește lucrurile furate. Deci are legătură cu aurul care l-a furat atunci când era adolescentă, solicitantă noastră de la, din casă, de la tata? Entitatea asta, da. Deci face ca oamenii să... Înțelegi? Este da. În ființele acelea fără suflet, mincinoase, valoroase, care face ca oamenii să se lege de acest viciu. Aha. Da. Aha. Pe, dacă tot am ajuns aici, o să anulăm și blestemul cu tatăl, că altfel nu se poate, fără curățare. Așa? Da. Pentru că tatăl a plecat din viața ei, dar blestemând. Da. Așa, și ai văzut, soțul îi suge energie prin ombilic. Da. Pentru că, deci, dintre ei doi, ea a iertat, este iertată da. În fața lui, a cerut iertare, așa, dar el nu a iertat-o. Din el nu, că el continuă să-și da. Facă, da. Își face să tragă energie. Da, deci stă lipit de ea, știi? Este ca și cum prana ei pe unde stă soțul, înțelegi, nu ajunge la suprafață. Știi când ți se spune că tu strălucești și uite ce frumos arăți că strălucește pielea. Deci e întreruptă acolo prana. Da, este întreruptă, nu ajunge la suprafață. Și nu creează halou de da, energie. O bea el din ea. Da, și da. Prin el bea nenea ca ei să da. Așa. Bun, îi spun să-l desprindă de tot și pe soț, da? Da. Să-i spună părții lui subliminale că este timpul să înțeleagă și să o ierte. Pentru da. Că și ea s-a iertat pentru toate aceste lucruri. Și să-i trimit o bulă mare de iubire, să-l dea afară din da. Sfera energetică. Pentru că, vezi, de asta dă de el contractul. Ce zicea, mă da afară de la ea, dar rămân cu el și pape la buric, știi? Cam, da. Așa, cam așa era în căpșorul lui de entitate. Da. Așa, uite că s-a desprins, să știi. Da. A ieșit afară. Și îi spun părții subliminale Roxanei să-i afirme sus și tare acestei entități că ea s-a dezlegat complet de ea, dar a ars contractele cu ea și nu mai are dreptul să fie în sfera ei energetică, pentru că îi cunoaște amprenta energetică. Deci să nu încerce să se mai conecteze la ea niciodată. Dacă stă pe fostul soț, treaba lor, nu ne băgăm peste contractele lor, da. Pentru că și el are propriile lui contracte, da.
atâta că îi interzice să mai aibă de-a face cu sfera energetică. Și să-i spună că practic este notat. Și dacă încalcă voința ei, consecințele vor fi pe măsură. Ce să facem? Asta este. Da. Mai Trebuie să intrăm un pic. exprime Da, mai intrăm clar. un pic în ele pentru că altfel cu șușu-mucșu nu merge. Cum zic, adică cu binișorul. Așa, bun. Acum este mult, s-a alungit, înțelegi, nu mai este ca răstignită cu mâinile Da. numai. Așa, să le comande, să comande, știi, formației, De cele, doi, de da, doi, de de trei. și la primul om. Păi, da, toți trei sunt, e Sunt, holograma ok. lui și cu ele, deci sa lui. Da. Așa, să le scoată afară în fața ei. El spune și, deci, se bate ca Tarzan, știi, cu pumnul în piept și zice că acest suflet îi aparține, așa, și că să nu cumva să încercăm să tăiem cablurile, știi, de legătură cu el, pentru că odată tăiate, nimic nu o va mai proteja. A Și zic, protejat până acum. ia să vedem noi cum ai proteja totul. Și spun părții subliminale să observe cu atenție în cutia de memorii, să o scoată în față și pe cât poate să o citească și să vadă scene diferite în care acest El fals acționa. Dumnezeu a acționat, da. În primul rând, chestia cu HD-ul tot la el a ajuns, înțelegi? Da. Atunci a primit-o pe maică, Aha, știi? deci a Pe primit un partea PDL. dreaptă, da. Când a fost învățată, știi, să fure aurul, l-a primit pe Mina. Da. Deci, cum să spun, entitatea asta este foarte vicleană, da? Deci, face lumea să fure, da? Deci, Da. are în mână hoții, da? Da. Are în mână hoții. Să vezi ce o să se nască de la sesiunea asta. În fine, anulez de pe acum toate energiile. Am văzut Exact. așa, am face valuri din cauza. Deci, Dar trebuie să spunem, da? pune hoții să fure și el are evidența lor exactă, care și cum ce au. Și Cine ce normal, a furat și de și unde, normal da? că găsește obiectele după aia După primite. aceea, Tac, da. bam. Este și normal, în fine. Este ca și cum, știi, te-aș mânji eu pe ochi și după aceea te șterge și zic, uite cum te ajungi, știi? Da. Da. Așa, asta este. În fine. Să știi că partea subliminală s-a întors și s-a uitat urât la primul om și a spus ieși. Deci, un ton calm mi-a spus ieși. Ăsta vede că nu mai are ce face holograma, repet, Da. că nu se deranjează el să vină la un Da. loc cu celelalte entități. Că entitățile celelalte abia l-așteaptă. Ah, Știi tu da, că și știu ele că o astea să-l prindă, că au un loc le-a cu el. furat PS-urile, da? Da. Nu le-a furat, le-a promis. Le-a promis, pardon. Da. Entitățile din lumea 2 îl vânează pentru PS. Entitățile din lumea 1 îl vânează pentru promisiuni. Promisiune. Da, Deci toate îl vânează. el s-a urcat, băiatul, stă nivelul 4, știi, aproape de 5. Știi? Și ele nu pot urca acolo, știi? Da. Bun. Nici el nu mai poate urca în 5 pentru că ceea ce face și vibrațiile lui îl țin lipit de, Patru. da, până în 4,9 merge atât. Sau tare, a fost. A fost, deci, a fost genul de entitate care a stat până în 9. Da, Când că de va acolo a sta. plecat și a coborât prin Da, ceea ce a făcut, a tot coborât, coborât, coborât. Deci în al 9-lea cer, nu mai este Da. nenea pletos în al 9-lea cer. Uite, o veste proastă pentru oameni, știi? În Da. fine, așa spune să nu Să nu mai râzi? Păi de ce râzi? mai Păi pletos, da? râde. Deci acum noi trăim Chiar poți niște, fi. o epocă în care toți Da. băieții sunt pletoși. Da, problema este că eu, cum să spun, țin o vibrație bună în legătură cu el pentru că tare am avut de lucru. Da. Tare am avut de lucru când l-am scos fără hipnoză. Da. Tare m-am mai chinuit.
Deci nu vă puteți închipui ce înseamnă să fii într-o hipnoză și te ajute altă parte subliminală și tu să știi deja direcția în care mergi și ce înseamnă să faci singur să vină ăla zi și noapte să te chinuiești, să-ți În fel și provoace chip. dureri, dureri și tot fel de scene și coșmar 12 zile. Da. 12 zile, 12 zile m-am războiat cu asta, până mi-am tăiat stringurile. Deci mă vedeam așa, știi? Exact ca partea noastră subliminală, știi? Trasă de mâini. Da, țintuită de mâini și stringurile veneau de undeva de la spate, ca și cum erai numai cu mijlocul în sus, știi, într-un leagăn energetic, te ține strâns, că nu-i convine și el pune implanturi la lobul drept în spate. Așa, și uite, mă duc acum să verific, să văd dacă are și partea noastră subliminală. Deci asta înseamnă că tu prin viețile pe care le-ai avut, când îți apare primul om în hipnoză, prin viețile ai avut vieți cu iz religios. Deci ai fost foarte, foarte religioasă în alte vieți. Ai fost foarte legată de el ca entitate. Da? Da. Așa, deci are karmă. Deci are karmă, dar karma ei este pestriță. Deci nu sunt separate entitățile. Dar uite, în viața asta, de exemplu, cea mai mare putere dintre toate entitățile care sunt aici, deci a avut o demoniacul. Și deci, probabil, nu li se dă la două deodată putere. Și doar dacă se Pe războie, rând, cum e ele... matri, cum e patern. Da, doar dacă se războie și câștigă Da. teritoriul. Dar asta în cazuri mai rare, când entitatea rămâne fără stăpân, știi? Da. Și se revoltă și ele. Da, dar în general și entitățile ascultă ordinele de mai sus. Bineînțeles, sunt programe. Deci Da. sunt sporadice, țin totul de sus și fac totul de sus, toate sporadică. Sunt acei bebeluși argintii frumoși, anulezi, care fac totul în pixel. Da. Și în programe și în softuri. Ei scapă răutăților. Așa. Toată treaba este să știm că există. Da. Să vedem cât mai mult, să fim fericiți. Știți cum fac? Pleznesc. Iau foc. Din interior. Bac mai pleznește. Și nu câte un oreță întreagă de arcon pleznește. Când suntem bucuroși și avem vibrația bună. De ciudă. Da. Când au pică. În fine. Au ieșit în față cele trei frumuseți, argintii, aurii, cele trei luminoase. Fecioara asta superbă, înțelegi, cu veșminte până în pământ. Așa, domnul ăsta care are părul roșcat. Hologramă. Roșcat, da, este... A, nu, de mine, zici. Este roșcat. E roșcă. Da, și tuns cumva așa ciudat și... Castron. Da. Da, castron. Și primul om care este turbat de are niște nervi, înțelegi? Da. Pufnește holograma pentru că ceea ce face la nivelul lui, face și holograma da, lui da. În această clipă. Și zic, băiete, a venit timpul, zic, să mai scăpi o parte subliminală. Da. Așa. Îi spun părții noastre subliminale să-și adune toată puterea interioară, să-și ridice vibrația. Așa s-a umflat, s-a căzut energia de jos. Da. S-a făcut un colac în jurul picioarelor ei. Da. Așa. Bun. Zic, atunci descalță-te și de acea energie. Blochează pe a treia acolo. A spus că nu, că ei vor să rezolve și să plece. Și am spus părțile subliminale că deocamdată ea este cea care hotărăște cine și ce și cum pleacă, da? Și în ce condiții. Pentru că sunt în sfera ei energetică aici și sub puterea ei, de data asta rolurile s-au inversat. Și voința ei, da. Bineînțeles, nu mai este intimidare, nu mai este frică. Nu mai poate, cum să spun, amplifica. Da. Știi, ca o membrană toată acea frică, pentru că ei te lasă să-ți construiești suficiente petice de frică și apoi nu mai bat toba, știi, membrană. Și acea frică se amplifică. Asta este metodologia. Metodologia. Da.
Bun. S-a descalțat din acea energie, spune entității care ține energia, da? Da. Să-i se gelatinează pe acolo, înnoată prin ea, se spune să iasă afară. Dar asta nu știu de ce, că la început când au apărut era draconul înăuntru, draco, nu, demonul era înăuntru și draco în afară. Ba nu. Nu. Așa că mi-arată partea subliminală scena, demoniacul era ca pielea și era pliat. Da, așa și iese și drăcușor este. Nu lez orice conotație negativă a cuvintelor mele, dar trebuie să explic. Așa, deci un drăcușor așa mic, cam de 30 de centimetri. Este el negru ca smoala, este tot. Și stă în energia aia ca într-un lichid amniotic. Da. Deci avem pe toți în față și partea subliminală este cojită de toate aceste energii. Hai să cerem de ce tușești. A suflat ăsta, că prea râdeam, înțelegi? Prea mă distram pe seama lui, mi-a suflat niște prafă. Și nu pot să-mi ridic vibrația mai sus, că... Nu-i mai vezi. Hai să scăpăm repede de ei, da? Nu, am eu o idee mai bună. Vibrația așa se înțepenească până la gât și se facă oameni de zăpadă așa și se înțepenească aici până la gât. Așa. Și punem și un geam energetic așa mare cât un perete între noi și ei, zidim. Da? Și să seteze temperatura la minus 82 de grade, spun. Așa. S-o lua cât vrea, nu îi impune să facă ceva. A zis, haide, minus 72. Îi ținem așa un pic la congelator, timp în care eu discut cu partea subliminală, mă ocup de ea, s-o ajut să scoate toate emoțiile afară. Da. Îmi scoate rezidurile. Eu am clopot de lumină, dar la asta n-are efect, știi, clopotul de lumină. Înțelegi tu că dacă pui clopotul de lumină prea mare, nu mai vezi urecheatul ăla mic. Așa. Bun, sunt cu partea subliminală aici, este plină de găuri. Titica. Spune Mititica că este o fetiță. Este plină, este ca în acea viață înainte de a căpăta inițierea. Tare frumoșică. Așa și spus, întâi să încerce să scoată din corpul ei emoțional grupele mari de emoții nebenefice. În primul rând, frica aceea împietrită, spun, scoate-o afară. Deci apare de parcă ar avea consistență materială. Atât este de densă. Da. Așa. A scos-o și în jurul taliei are un brâu de frică. Din aceeași frică. Și în chakra corona, un brod de frică, știi? Ca o coroană plutitoare. Dar fricile au densități diferite, sunt generate diferit, pentru că aparțineau entităților diferite. Nu contează să strângă tot într-un cumul, aici în față, într-o minge. Așa, deci frica are vinovăția, are... un adânc sentiment de neîmplinire, de regrete. Este ca și cum ar trece prin vieți și niciodată nu reușește să meargă până la capăt un proiect, deci să-și împlinească viața respectivă. Bun. A făcut acest lucru, s-a curățat, i-am spus să-și amplifice lumina interioară, astfel încât lumina interioară să umple acele goluri, acele găuri și să apară un corp energetic normal, compact, mai dens. A făcut acest lucru, bun. Spun și așa, avem cutia cu memorii în față. Mă întreb dacă se poate conecta la memoriile ei și spune-le, unele le pot citi, unele nu.
și zic, dar la conștiința ta ești conectată, la bula ta de conștiință? Și spune câteodată da, câteodată nu. Deci cordonul are câteva crăpături, nervuri are. Uh-huh. Are în loc și este foarte departe de corpul energetic. Deci nu este aproape cum ar fi da. Normal să vii îmbrățișat. Ca și cum este o bulă din conștiința universal legată cu un string și n-ar fi a ei, știi? Uh-huh. O apropie, înțelegi, să o studiezi înainte de a o integra și să dea comanda celor energii care au intrat prin fisuri și sunt informații nebenefice, înțelegi, prin care ca niște filtre micuțe și în momentul când informația trece pe acolo, iese distorsionată spre capul, spre mintea fizică da. și invers. Deci este un circuit bilateral întotdeauna în aceste cordoane. Înăuntru. Da. Și spun să repare cu lumina, cu aurul ei, acele fisuri pe dinăuntru, dinăuntru, în afară, întotdeauna, tot, absolut tot ce este. Am făcut lucrul ăsta, am spus să-și îmbrățișeze conștiința. Deci am unificat-o cu conștiința în acest uh-huh. moment, să o integreze. Și acum să se uite cu atenție la legătura dintre ea și partea ei eterică. Uh-huh. Încearcă să spargă cărămida energetică uh-huh. din care așa, e băgat. Da, deci a încălzit pe dinăuntru, să știi, atopi și mai este ca o sticlă de gheață și dă să plece. Îi spune-i părții subliminale să scadă temperatura iarăși. A scăzut temperatura și le-a făcut și un iglu de energie transparent. Spunea da. Că nici nu știu, nu știam că am energie să fac atâtea lucruri. Da. Nu se numesc lucruri. Nu se numesc, treburi. Da. Fenomene. Da, așa. Și se uită la partea eterică. Între ea și partea eterică este ca și cum ar fi o pernuță îngustă, plină de viermișori energetici. Astea uh-huh. sunt și energii străine și gânduri polarizate. Așa îmi vine informația. Da, sunt gânduri polarizate, să scoată acea pernă afară, să se uite la partea eterică. Partea eterică parcă stă tristă, așa, știi? Uh-huh. Și zic, stă tristă pentru că tu ai iubirea și ea nu mai are iubirea dacă nu sunteți îmbrățișate. Așa că îmbrățișați și spune, dar cu mingea ce să fac, știi? Că ține mingea aici în brațe de da. Și spun, îmbrățișați-vă toate trei cu minge, cu tot. Partea eterică care arată, bineînțeles, perfect ca ea, este ca o proiecție, dar la o scară mai mare, da? Uh-huh. A întins mâinile și a coborât niște valori energetice. Și s-au unificat într-o ființă transparentă, acum foarte frumoasă. Deci la început este transparentă. Apoi, ca și cum ai colora un corp cu tehnici speciale, apar nervurile, înțelegi? Și se cunoaște corpul energetic, apar toate. Bun. Așa, odată unificată, ea își poate citi informația corect. O întreb dacă își aduce aminte cum a fost încheiat acest contract cumplit cu aceste entități, de unde vine ea, așa, se numește Violeta și vine din Pleiade, mi-a spus. Deci Violeta, ăsta este numele ei din Pleiade. Da? Da. Un nume ca în limba română? Da, un nume ca nu numai în limba română, că nu este numai nu de este, da. Da. Română. Da. Și am întrebat-o de ce mai acest nume și a spus că din tot spectrul, știi, care culorilor întotdeauna i-a plăcut acest uh-huh. această culoare. Deci așa Violet. Da, Violeta. O cheamă, deci... zic, dar din spectrul culorilor i-au plăcut culoarea violet. Da. Uh-huh. Spune că s-a reîncarnat după de ce a mai fost cândva pe Terra. A fost uh-huh. în iugile 2 și 3 și a avut un tot așa, un o karmă cumplită. Abia a scăpat și s-a reîncarnat, a venit să-și caute
bucățile ei. Adică părțile, sufletele, e complementare din oul ei, din sufletul, supra-sufletului ei. A venit una singură sau... Ea, da, atunci a venit, da. Nu, acum, să caute părțile celelalte, surorile. Nu, n-a venit. A venit singură, sigur că da, da. Nu, hotărârea a luat-o de una singură sau s-a sfătuit nu, cu cine? Nu s-a sfătuit. S-a sfătuit cu bătrânii. Da, deci sunt niște bătrâni înțelepți, într-adevăr. Bătrâni, cum să spun, la plete doar, că fața lor este tânără și frumoasă și sunt foarte strălucitoare, știi? Dar ei, deci, te așezi cu el la masă și dezbați, dar dacă vrei faci, dacă nu, nu, nimeni nu te obligă cu nimic. Am înțeles. Da, deci nu sunt un consiliu, un consiliu karmatic, da, sunt acele consilii karmatice, știi? Nu, s-a sfătuit pur și simplu, a zis că ar vrea să caute, să-și caute surorile. Da. Pe Tera. Dar nu se învățase minte ce pățise prima dată? Uitase? Să știi că, da, la un suflet, când iese în afara experiențelor un suflet, deci înțelege la un alt nivel, înțelege la nivelul că toate acestea au fost niște întâmplări, niște experiențe, ca secvențele dintr-un film și că, de fapt, nimic n-a durut cu adevărat. Deci au fost, cum să spun, corzile întinse la maxim ale entităților ca să profite cât pot. Dar în rest și dincolo de toate acestea, n-a pățit mare lucru. Dar, bun, a reușit să se încarneze pe Tera, știi? Așa, prima dată s-a reîncarnat într-un ulm, când a revenit într-un arbore. Deci și-a ascuns esența într-o sămânță, ca să nu fie identificată. Cunoștea care strebule pe aici prin tăide, da? Așa. Bun. A avut existența de ulm, atunci a trăit 200 de ani ca ulm. Așa. Apoi a fost o căprioară albă tare frumoasă. Apoi a fost... cum se cheamă? Care e cara, ornitoring. Care e caraț, așa, știa. Da, da. Bun. A trăit o încarnare ca și crocodil. Pentru că erau pe urmele ei, o identificaseră după particulă de ADN pe care o opris frumoși, știi? Și ca să îi se piardă urma în încarnările albe bune, a trebuit să treacă, știi, printr-o încarnare, să se ascundă, practic. Da, într-un crocodil. Da, într-un crocodil. Care a fost și mâncat de ceilalți. El n-a putut să se fost și n-a putut să aibă agresivitatea lor. Da. În fine, exact după această încarnare, deci esența ei a ieșit fuguța, știi, de sfârșit. Și atunci a fost captat. Pentru că vezi tu că cel care are grijă, în ghilimele, de sufletele animalelor, dă raportul mai sus. Da. Deci e tot unul de al lor. Da, da. Ok, și au prins-o după ce a ieșit din corp, în plan astral? Au prins-o, da. Întâi au târât-o în acele niveluri cu minus. Așa, atunci a fost în... minus 17, a fost până în minus 23. Atunci a fost ținută pe acolo captivă. Până la urmă i s-a spus că o să te încarnăm. În fine, așa ai un număr de câte trei karme. I-a explicat cu care entități sunt experiențe necesare dacă ai venit înapoi, dacă accepti de bine, dacă nu, te vom ține aici. Și ea, neavând ce face, gândindu-se că va scăpa cumva cu bine din aceste încarnări, a acceptat. Și apoi vechea poveste că s-a matrițat, i-au păstrat copia, deci copia ei este păstrată. Am văzut-o deja, o copie a ei, deci nu clonă, este tot una. Este ca o parte eterică făcută artificial dintr-o energie. Așa arată. Da. Deci nu o clonă cu corp fizic sau chestii. Nu. Iar când vor să creeze
clone sau altceva, să o recreeze, o recrează de acolo, din, e matriță. Da, așa, și cam asta a fost situația. De aici încolo au urmat șirurile de karmatici. Da. De vieți karmatice. Păi, da. Să ceară contractul la toți aia, da? Nu. Da, cum? Deci vine din nou pe Terra, așa, în momentul când este din viața dinainte de crocodil, dacă acolo s-a întâmplat, spune că vrea să-și continue șirul experiențelor după modul cum îl înțelege ea. Da. Așa. Planeta ei se cheamă Silcus. Deci, Q-Y-L-Q-U-X. Silcus se cheamă. Este dosul unui soar. Albastru. Așa. Ființa ei originară este apoasă. Deci trăiește într-un mediu apos acolo. Are un avatar, nu un corp fizic, înțelegi? Este ca și cum și-ar fi păstrat o haină de rezervă între încarnări. Când a mers, a plecat din încarnările de pe Terra, a mers acolo, deci n-a vrut un corp fizic definitiv pentru o experiență, pentru că ei trăiesc mult mai mult ca noi. Așa, cei ne, și care nu au de-a face cu entitățile. Că este și lume liberă, este și lumea care sunt. Deja. Lucrează cu ei. Așa. Suflete corupte, cum ar veni. Da. Și are și un partener acolo. Așa. Ce tot caută ăla să rânjește acolo? Cine? Ăla în roade gheața cu dinții. Ah. Drăgușorul ăla, numesc, știi? Da. Deci deschis colțișul ăla de gheață cu scolțiș, cu colții și face așa cu gheață. Să înghețe colții. Da. Să înghețe maxilar și mandibul. Decât să îngheți maxilar și mandibulele. N-ar fi mai bine să facă niște colți până în pământ și în momentul cu face așa smuște de călcăie. Da. Așa. Și să-i facă colți de gheață. Ca să scrâșnească gheață pe gheață, să le facă vibrații frumoase. A făcut-o. Deci au ajuns ieșită din experiența anterioară, este aici, se eliberează de ultimul corp, da? Și declară că nu vrea să mai facă experiențe interferată și cu matrițele lor. Declară că vrea să îi se anuleze orice contract prin care i s-a făcut acea copie, da? Și să fie topită pe loc, pentru că este voința ei ca ființă supremă pe ea însă și pe energia ei. Acum se dărâmă și iamă că se dărâmă urât tare. 3! Sunteți aici? Că am uitat să mai dau comanda că veniți aici. Unde sunteți? Nu suntem acolo, dar suntem. Pe drum, da? Asta. Deci la trei al meu. Suntem oprite, suntem în dosul unei lumi cu care se află într-o gaură de stea. Da, este frumos, dar este sus, știi? Suntem în 6,12, deci nu suntem în nivel cum e, că eu am plecat în sus. Am plecat în sus. Așa, și e frumos aici, ne simțim bine. Las-o să se energizeze un pic și venim. Așa, să se încarce cu energie, că de ce mergi, știi, la nivel mai bun, deci energia este mai puțin filtrată. Da, e mai pură. Da, și să-și mai facă încă o dată vindecare interioară, că a avut mare nevoie cu atâtea implanturi și energie și găuri. Bun. Au plecat, am venit și au plecat ăștia de aici. Da, au dispărut toți? Au plecat și nenea Homo, da. Sapiens. Așa, a plecat și ălălalt și suntem curățele. Ok. Cristina, acum, deci e unificată? Da. Am făcut?
Să meargă, merge, meargă pe canalul abundenței benefice. Eleonora, întâi hai să facă toate iertările cu toate persoane. Știi de ce? Pentru că sunt aici lucruri grele. Deci a făcut foarte multe afirmații și jurăminte în legătură cu ea însăși. Deci ea s-a juruit, știi? Da. Și nu vreau ca aceste, cum să spun, energiile acestor contracte care au rămas vin pe viața asta, ci să influențeze abundența ei viitoare. Așa. Bun. Deci să afirme acestul și tare că tai toate stringurile cu toate persoanele care le-a cunoscut vreodată în această viață, benefice și nebenefice. Ea vrea să fie o ființă cum era la început, fără stringuri pe viața asta, da? Da. Așa. Și că stringurile normale de iubire se vor reface. Da. Să taie toate cordoanele umbilicale din toate viețile și existențele ei. Așa, inclusiv cel cu fica ei. Bun. Să anuleze toate contractele care, deci toată prelungirea contractelor de magie neagră, de magie albă, de, știu, interferare, tot ceea ce este nebenefic pentru viața asta. Pentru că să nu uităm că urma, știi, se prelungea un contract cu magii aici. Așa. Să taie, să facă iertări cu toate părțile subliniale care le-a făcut vreodată, să-și anuleze toate înjurăturile, toate blestemele, toate promisiunile făcute în orice timp și spațiu și loc, așa, și să-și anuleze și acea promisiune, știi că vrea să moară și cea de cancer, toate, mă uit la fiecare în parte. Tot. Așa, tot, absolut tot, le-a șters. Bun. Acum, mai, mult mai curată fiind, mergem în canalul abundenței. Pentru că dacă ființa ține, partea subliminală ține legate de ea și sunt ale ei aceste, practic sunt niște energii, da? Toate sunt energii. Contractele însă sunt niște energii, da? Așa, totul este energie. Dar nu sunt pe foi de hârtie, da, de caiet dictando. Da, deci părțile subliminale le proiectează ca fiind ba papirus, ba nu știu ce. Deci asta este proiecția lor și este probabil identică cu momentul în care au fost înșelate cumva și s-a încheiat contractul. Da. Bun. A făcut acest lucru, ea este în canalul abundenței, merge, curăță, reface, vine înapoi, zice, ah, ce bine mă simt acum. E înaltă, frumoasă și albastră, acum, albastră toată și fața e albastră, picioarele și tot. Da. Și culoarea ei. Da. Deci este un albastru care luminează dinăuntru, în afară. N-aș vrea să fac o paralelă cum este luna câteodată, știi? Dar în fine, este frumoasă. Da. Ok. Acum o să curețe corpurile, tot ce a mai rămas. Da. Este vorba la corpul mental, da? Deci corpul mental este ca o cutie pe care o pui pe biroul tău, să spunem, știi, și să te ajute să-ți păstreze lucrurile în ordine, da? Dar în loc să-ți păstrezi lucrurile în ordine, tu îngrămădești și îngrămădești, dă pe din afară și s-a deformat și pleznește. Cam așa este și corpul ei mental. Deci să fie mare, cu mare atenție solicitantă, să nu-și mai refac aceste programe pe care le ștergem acum. Pentru că are tendința tot timpul de a se băga într-un program. În programul de, știi? Deci ea, în loc să facă proiecte la nivel de viață, ea își face autoprograme și se autoblochează. Mare atenție la acest detaliu. Bun. Și-a luat. Practic, au mai rămas câteva programele. Totul trebuie rescris.
trebuie foarte mult de lucru la corpul mental să-l remodeleze, să-și remodeleze modul de a gândi și de a acționa în anumite da. Situații. Așa, acum corpul energetic nu mai are mare lucru, are reziduri. Așa, e un fel de peliculă, de bandă între 2 și 3, știi? Este ca și cum fiind în aceste 2 și 3 substraturi, vorbesc. Așa, ca și cum și-ar fi pus acolo informații de rezervă, dar informațiile sunt eronate. Așa că trebuie să le șteargă pe toate. Bun. Făcut? Este, da, este gata. Ok. Ne uităm un pic, Cristina, până la puncte. Dacă poate partea subliminală să-i transmită părții fizice. Când, deci din toate studiile astea care le-a făcut, nu-și găsește locul. Ce ar putea să facă ca și profesie? Deocamdată este de vreme, știi, să spui ce trebuie să facă. Ea a avut atâtea filtre și a avut legătură cu așa legături grele cu entitățile, încât prima dată trebuie să aibă un pic de răbdare cu ea însăși, să se regăsească. Să se adune, să aștepte, să regăsească pe sine cu adevărat. Dar în momentul când ai pus întrebarea, deci eu am auzit lucrul cu energie, știi, răspund. Și lucrul cu energie, eu m-am întrebat cu mâinile sau terapie cu energie sau chestii de genul ăsta și mi s-a răspuns cu orice fel de energie. Spune așa, pleiadienii, prin ADN sunt stăpânii energiilor. Oriunde pune pleiadianul energie, face lucruri mărețe, da? Să-și exploateze abilitatea asta. Energie este și în ceea ce a terminat ea, contabilitatea. Da. Și acolo se lucrează cu energie, da? Da, tot, orice așa. Gând. Deci unde deci, pune orice, un gând dominant, da, hotărât, unde gândește da. Că vrea să facă și te este hotărât, atunci se realizează. Da. La toți funcționează așa, da? Dintre așa, realizăm oricum acest. Partea subliminală, cum să spune, și ea comunică părții fizice, că se vor schimba foarte multe, da? Dar, să nu mai apeleze în afară. Da. Tot ajutorul nu-l primești nici de la vraș, nici de la popă, nici de nicăieri. Păi de la ăștia am văzut, ajutorul nu ce a primit. Da. Ajutorul e din interior, de la conexiunea corectă cu partea subliminală și cu conștiința și partea eterică, da? Da. Ok. Ce mai era? La nunta mamei cu broasca uscată, da, deci era legată, pe karmă. Da. Era pe karmă, da? Da, da. Era un farmec făcut, da? Da, da. Deci broasca este simbolul, înțelegi, fetusului care, deci se încheie un gen de contract. Partea subliminală aceea trebuie să facă niște chestii, știi? Dar aici este la magie întotdeauna, este vorba de încălcarea liberului arbitru. Da. Și uite așa, deci viețile următoare, nea popă la care s-a băgat, deci preot să decazi, da? Dar preotul a scris biletul ăla? Are legătură cu biletul ăsta de la primit solicitanta noastră? Nu, dar s-a dus și s-a sfătuit cu el. El a ridicat de mâini și a zis că nu poate mai mult pentru că o pusese la acatiste. Înțelegi? Așa, și a spus că nu poate mai mult de atât, se ducă la vrăjitoare. Deci, mână, nu vrea să acționeze în mod fizic. Da. Deci, ea este curată acum să nu mai emită ură și energie. Deci, ea acum trebuie să ierte aceste suflete care au păcătuit karmatic împotriva ei, da? Da. A văzut că și acea ființă, Violeta, a cealaltă, sau cum o cheamă, așa? Daniela, Violeta o cheamă pe da. Ea. Da. Așa. Anulez ce am spus. Deci este băgat în... În karmă, a fost în karmă. Da, da. Oricum, i-a anulat karma cu această persoană, da? Da, da, da.
Dar de partea cealaltă nu e anulată karma, nu? De partea cealaltă nu e anulată, dar nu acționează spre, Nu. spre solicitanta noastră. Nu. Pentru că ea are câmpurile curățate, Da. are plasa ei energetică pe câmpuri, știi, și așa. Aveți grijă care sunteți îndemnați să vă scoateți plasele eterice de pe câmpurile voastre. Câmpurile voastre sunt protejate de plasele voastre eterice, nu altora. Deci, dacă spuneți acest lucru, pentru că pun și entitățile, știi, pe câmpuri, să nu vezi, să nu Da. auzi, să nu înțelegi și așa mai departe. Deci să specificați care nu sunt proprii și benefice. Că am auzit de o metodă de curățare a plaselor energetice de pe câmpuri, în Da, fine. eu nu. Da, Unde printre la altele. hipnoze? Undeva. Da, bine. Undeva la cineva. Bine. Ok. Așa. Atunci Și sunt, da, zi. Și m-a frapat chestia asta și am făcut un studiu de caz, așa, de capul meu, să spun. În fine, fiecare cu treaba lui. Deci, mai vine informația în legătură cu ea, cristale, cristale. Deci, poate să lucreze cu cristale, de exemplu. Da? Și cristalele sunt colectoare și distribuitoare de energie și sunt, atunci când știi să le folosești, sunt ajutoare minunate. După cum și dacă nu le purifici și le folosești așa în dorul lelii, sunt, cum să spun, conglomerate de interferare minunate. Da, pe asta zic. E Da. destul de cu două tăișuri lucrul cu cristalele și nu știu de ce îmi vine mie să cred că de cele mai multe ori sunt folosite neștiință, deci nu corect. Cam Acestea, așa eu cred sunt. că sunt puține persoane care le folosesc corect, știu să le folosească. Da. Păi Și ca să-și... să, te dumerești, ar trebui să citești Cartea Cristalelor Albastre, care este scrisă de J.P. Nielsen. Ai auzit de așa ceva? Eu n-am Nu. auzit de cartea asta. Nicio. Cine știe dacă o fi, să o găsi pe undeva. Da, Așa. dacă o fi, cine știe în ce limbă. Da, sau cine știe pe unde o fi ascunsă, ca să Da. n-aibă lumea acces. Da. Așa, bun. Deci suntem aici, suntem bine, mersi. Să-și curețe locația, casa. Da, într-adevăr a călcat energetic. Și îți dai seama că cea mică a pus mâna, știi, pe energie și a preluat energia de la băboiul ăla. De la cine? De De la la aia băboiul. vrăjitoare aia? Da. În acest moment, deci ființa aflată în fața noastră își închide câmpurile înspre aceste două persoane. O sfătuim, dacă nu este permis, căci nu este bine să dai sfaturi sub hipnoză, așa, îi atragem atenția. Da. Cu părții fizice că a te gândi la cineva înseamnă a deschide canale cu respectiva și a trimite energia acolo. Deci cu cât te gândești mai puțin, cu atât ești mai ferită de belele, da? Da. Să se gândească la ea însă și la curățări, să nu fie speriată de ceea ce am găsit în această hipnoză. Pentru că oricum știa, da? Da. Ascultându-și hipnoza să nu retrăiască acele momente, da? Să se blocheze energetic. Ca și cum ar fi hipnoza al cuiva, da? Da. Adică să nu retrăiască momentele și durerile. Nici nu am descris vieți și am văzut da. Prin vieți tocmai pentru acest lucru, pentru că ea are nevoie mare de echilibru, da? A spus să ne uităm și la ceacrele ei, dar ceacrele, deci a știut, ai văzut că da, capacitate, dar ceacrele ei sunt o formă perfectă pentru că ea acum aici a venit cum a venit de pe planeta ei. Da. Așa este. Deci ceacrele sunt aliniate, o să și le circule ea imediat. Totul este în regulă, corpurile sunt curățate. Canalul abundenței, deci tot Da, ce era da, da. important. Deci să curețe locația Da. și să ne curățăm și noi, Cristin. Da. Să ne curățăm zdravă, adunăm tot reziduri nanoroboți, nanoformatori, nanotransmițători, unități de control și spionaj. Știi când ne se pot trimite așa ceva? Da, da. Așa? Bun, tot. Totul adunăm ghem și le ardem acum pe loc. În toate casele noastre, de pe obiectele noastre,
de peste tot, absolut. Eu sunt gata. Și eu. Și solicitanta noastră este gata. Da. Mai vrea să spună ceva părții fizice? Nu. Dacă, nu. Ok. Te pregătești să intri, Cristina? Înainte, așa, înainte aș vrea să precizez că petele de pe piele, da, datorită blestemului a venit, într-adevăr. Da. Dar să știi că n-a fost numai de la conexiunea lor. Este de la faptul că el a mers și a făcut un contract cu, cu o maimuță de asta ghicitoare, știi? Da? Da. A, deci a fost și la o ghicitoare. A fost, da, da, da. Uh-huh. Ea, el crede că ea nu o să afle niciodată acest lucru pentru că a făcut o mare secretă. Uite, totuși că a aflat. Asta nu înseamnă că în viața fizică ea o să se repea de la el și o să-i spună că știu ce ai făcut. Da, și de mai bine își vede de treaba, mai bine își vede de treaba ei, pentru că totul este anulat, da? Da. Și ea este liniștită, acum are nevoie de refacere. Bun. Ce să mă, Cristina? Da. 1. Te deconectezi de tot și toate. 2. Corpul tău își reprinde energia lui proprie. Se relaxează. Se umple cu cele mai înalte vibrații. 3. Ai o senzație de bucurie, de bine, de voioșie. 4. Ești din ce în ce mai ușoară și mai relaxată. 5. Deschide ochii, Cristina, închide în regie.